cunoașteți colegiul în care o să votați? Nu. Nu cunoașteți, nu? Dar o să vă cunoaște la votare. Adică unde se votez? Sau nu, nu, nu. De unde o să aflați? Nu știu. Să vă spun sincer, nu. Știți la? Nu, în orice caz, nu sunt cu USL. Deci clar aleg cealaltă variantă, oricine ar fi. Dumneavoastră știți cu cine, în ce colegiu veți vota pe 9 decembrie? Sincer, nu știu. Nu m-am informat și nu am idee. Cunoașteți numărul colegiului? Eu cam dat unul. Unde e? Știu că aici am votat la cine de pe școală. Așa o să vă orientați sau o să... Nu, acolo am votat mereu. Acolo am votat mereu. Colegiul numărul, nu știu. Nu știu. Sectorul 2. Merg la vot și votez și nu mă interesează cine e și de asta votez cu USL oricum. Nu știu, cred că poate mă voi duce la vot. Și cunoașteți numărul colegiului în care veți vota? Deci nici candidații nu știți care sunt. În cutia poștală ați primit client de ceva care să... Nu prea. Nu prea? Nu prea. În principiu, da. 193. Și când mergeți la vot? Da, cu siguranță. Datoria mea de cetățean trebuie să merg la vot cu siguranță. Și cunoașteți candidații? Adică da, pe toți. Îi cunosc chiar foarte bine. De unde? De pe clientele pe care le-ați primit în cutia poștală? Sau unde ați aflat de ei? I-am cunoscut în viața publică. Sunt absolvent de Ștefan Gheorghiu după prima cerului la Autodios și cunosc foarte bine. Am găsit un calendar și pe doamna Anca Boagiu. Anca Boagiu. Parcă. Parcă. Dar nu, nu, nu. Altcineva. Un bărbat. Vă rog. Uite, am găsit ăsta. Dumitru Pelican. Arătați-i. Broșuri? Da. Am primit doar din partea la APR, ceva de genul, nu știu ce înseamnă, sincer. Adică e un partid... În momentul când m-am fript odată, trebuie să iau măsuri să nu mai fric și a doua oară. Cât de cât, nu? Dar o să mergeți la vot? Cum se va? Am înțeles. Dacă nu merge, nu merge unul, doi, nu merge în altă formă, țara asta ce face? Nu trebuie să votez. Bine, rău, trebuie să mergem la vot. Asta e datoria.